Salutare, salutare și bun găsit tuturor! Bine ne revedem la Regiunea în Obiectiv în această după-amiază de miercuri. Să avem parte de o primăvară senină și voioasă, exact ca ziua de astăzi de la Iași, 9 grade Celsius în acest moment, iar mâine o să fie și mai cald, 15 grade Celsius. Vă invităm să ne fiți aproape în următoarele 50 de minute, pentru că v-am pregătit o ediție în care discutăm despre comunicare. Nu pe degeaba e luna femeii. Și apropo, un studiu relevă faptul că femeile transmit pe zi 15.000 de cuvinte, în timp ce bărbații 10.000 de cuvinte. Ce să-i faci? Suntem mai vorbărețe. Oricum, cu toții suntem ființe sociale, avem nevoie de comunicare, avem nevoie de acest dialog. E adevărat, comunicarea poate să îmbrace diferite forme, dar important este să existe dialogul între cel care emite o idee și cel care primește ideea, că e de acord cu ea sau nu. Asta este partea a doua. Așadar, astăzi o să discutăm despre activitatea Direcției Județene de Statistică Iași. O să vorbim despre acest domeniu. E tot o formă de comunicare, numai că în procente și cifre. Iar invitatul nostru de astăzi, Ciprian Iftimoaie, directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași, o să ne explice cât de importante sunt aceste informații pentru societate, cât de relevante sunt ele pentru societate. Vorbim și despre cea mai caldă formă de comunicare cu publicul, din punctul meu de vedere, care este radioul, pentru că Adina Șuhan este cea care ne spune bună dimineața de la Radio Iași și o să stăm de vorbă cu ea despre cum s-a transformat radioul în pandemie și comunicarea cu ascultătorii. Așadar, vorba lungă, sărăcia omului, știți cum se spune. Haideți la acțiune. Vă invit să ne fiți aproape pe TVR Iași, pe TVR 3, pe media.tvriiași.ro, dar și pe pagina noastră de Facebook TVR Iași. Îi spun bun găsit invitatului nostru, Ciprian Iftimoaie, directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași. Bună ziua și bine ați venit la noi și o primăvară frumoasă să avem. Să rămână bine, v-am găsit. O primăvară frumoasă tuturor telespectatorilor. Să știți că eu sunt foarte curioasă să ne explicați și nouă cu ce se ocupă acest domeniu și de ce este important pentru societate. De ce sunt importante aceste procente și cifre? Așa pe înțelesul nostru, al celor care ne uităm la televizor în aceste momente. Discutăm despre activitatea unei instituții publice, dar care are un caracter pronunțat științific. Statistica nu este o știință recentă, bazele statistice au fost puse încă din secolul XVIII, iar în România statistica oficială are 161 de ani de la înființare. Ea este una din cele mai vârstnice, ca să spunem așa, instituții publice din România. A fost înființată pe 12 iulie 1859 printr-o ordonanță domnească semnată de Alexandru Ioan Cuza din România. Este înființată chiar înaintea jandarmeriei și printre primele instituții de profil din Europa. Înaintea noastră, cu câțiva ani, a fost înființat și Institutul de Statistică a Franței, în subordinea Ministerului de Comerț, apoi a Ministerului de Afaceri Interne. Deci, statistica românească va împlini pe 12 iulie 2021 162 de ani de la înființare. Mulți ani înainte. Totuși, cui folosesc aceste date și de ce sunt importante ele? Doi savanți importanți, Dionisie Pop Marțian și Ion Ionescu de la Brad, care a dat și numele Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, născut la Roman și plecat dintre noi la Moșie Iașa de la Brad, de lângă Bacău, au pus bazele statistice oficiale în România și l-au convins pe Alexandru Ioan Cuza despre faptul că cele mai bune decizii pe care le poate lua în guvernarea principatelor se pot baza pe datele statistice. Deci cumva statistica își are originile și aici, la da, Iași. Deci primul curs de statistică din România a fost ținut la Academia Mihăileană, condusă de Gheorghe Asachi, se numea Statistica Europei. Eu am afirmat cu multe ocazii, inclusiv la o conferință organizată la Institutul Național de Statistică, că statistica oficială s-a născut la Iași și s-a desăvârșit la București.
Am avut doi mari directori ai statisticii în Moldova. Primul, cum spuneam, este savantul Ion Ionescu de la Brad, cunoscut mai ales ca agronom, economist, a pus bazele contabilității societăților agricole, dar a fost și primul director al statisticii pe Moldova, a participat la primul congres de statistică organizat la Londra, iar al doilea director al statisticii oficiale, da, puțin știu lucrul acesta, a fost scriitorul, prozatorul Costache Negruții. Ați început să ne spuneți ceva interesant. Faptul că marii domnitori, era important ca aceștia să țină cont și de statistică, nu? Pentru politicile publice. Ne aflam în momentul respectiv într-o etapă de modernizare. Ce bine ar fi să se întâmple același lucru și în ziua de astăzi. Se întâmplă, poate nu cât ne-am dorit noi, dar rolul statisticilor oficiale este de a fundamenta politicile publice în domeniul social, economic, financiar, agricol, de sănătate, cultură, educație. Deci în absolut toate domeniile este nevoie de date statistice fiabile. Și acestea sunt culese, analizate, procesate și diseminate de Institutul Național de Statistică. De la cine primiți datele? Datele le primim de la persoane fizice, de la cetățeni, da? Mai ales în domeniul statisticii populației, de exemplu, dar și de la persoane juridice. Aici avem în vedere companii, firme, instituții publice, deci de la persoane fizice și persoane juridice. Lucrăm pe bază de eșantioane în cercetările noastre operative, însă desfășurăm și cercetări statistice exhaustive, care cuprind toată populația investigată. Aici mă refer la recensământul general agricol pe care îl desfășurăm anul acesta, 2021. Am început încă de anul trecut să-l pregătim. Și recensământul populației și locuințelor, care este în faza de pregătire, se va desfășura efectiv pe teren anul viitor. Și cu toții suntem interesați ca să obținem informații mai multe despre câți mai suntem în țară, câți am plecat în străinătate. Apropo de câți mai suntem și câți am plecat, aș vrea să ne oprim la acest lucru, la natalitate. Și să ne spuneți, pentru municipiul Iași, pentru județul Iași, mai suntem fruncea la nou născuți? Județul Iași, până de curând, era un județ care avea un spor natural pozitiv, însă în ultimii ani am trecut și noi pe un trend pozitiv, sporul natural însemnând diferența dintre nou-născuți, născuții vii și decese. În ultimul an, 2020, acest fenomen demografic, natalitatea, a fost afectat în bună măsură și de pandemia aceasta, de COVID-19, și putem da și câteva date în acest sens. În 2020 am avut la nivelul județului Iași un număr de 8.810 născuți vii, iar în anul 2019 au fost 10.607, deci un minus de 1.797 de născuți vii. Scăderea natalității pe care, cum spuneam, o punem pe seama acestei pandemii, când familiile tinere sau cuplurile, spun și cupluri pentru că foarte mulți copii acum se nasc și în afara căsătoriei. E așa un segment e, foarte important. Ușor familia, să spunem așa, se erodează ca instituție socială. O să povestim și despre cei care s-au căsătorit în 2020 și despre cei care au divorțat, dar dacă tot am amintit de nou născuții, vă propun să discutăm și despre mămici, mai ales că e luna lor, e luna femeilor, e luna mămicilor și pe mine m-ar interesa să știu o statistică dacă în luna martie femeile sunt mai alintate de bărbați decât în alte luni. Oricum, vă invită în minutele următoare să mergem la Laura Lucescu, colega noastră. Se află în odaia cu podoabe și ne face câteva sugestii de cadouri cât se poate de personalizate. Te salut, Laura! Salut, Anca! Salutare tuturor! Salut, Anca! Salutare tuturor! Eu sunt Pufarina, nu știu unde este Laura sau dacă este pe aici, să știi că e doar suport de microfon și iepure, pentru că în odaie cu podoabe găsești în primul rând această minunăție, un iepuraș foarte, foarte simpatic. Pufarina se numește și ne-am împrietenit deja. Eu stau cu minte, ea a dormit, încerc să nu vorbesc prea tare ca să o trezesc și împreună cu ea vom descoperi toate minunățile pe care le realizează stăpâna ei.
ei, Adelina Bortă, care a și inventat, a și adus pe lume odaia cu podoabe, un loc care, sper să nu... Salut, Adelina, uite-o, iei tu pe Pufarina ca să nu se supere pe mine dacă o deranjez cumva. Adelina, mulțumim că ne-ai primit aici și vreau să le facem câteva sugestii prietenilor noștri care ne urmăresc, pentru că suntem într-o lună asemănătoare cu cea decembrie, nu? Luna cadourilor. E o lună a primăverii, a darurilor pentru mămici, pentru prietene, soții, iubite și așa mai departe. Și la tine aici găsim niște lucruri foarte interesante. Bine că ne-ai primit, mulțumim tare mult! Bună tuturor și bine ați venit în odăița noastră! Noi facem în principiu cănițe personalizate, acesta e produsul popular. Dacă, nu știu, dacă îți dorești un cadou pentru profesoara copilului tău sau pentru mamă sau pentru iubită de 8 martie, ne poți trimite o poză, iar noi modelăm figurina după poza ei și în funcție de ce îți dorești putem introduce elemente suplimentare, cum ar fi, nu știu, o cafea aici pentru bunicuță, după cum se vede. Nu știu, floricele, orice trece prin minte noi putem face. E foarte important că pasiunea oricărui om care va primi un cadou de la tine e foarte clar, se observă foarte clar pe cănița pe care tu o realizezi. Cred că aici pentru o manicuristă foarte talentată, nu? Da. Merită, uite, unghiile false, forfecuța... sticluța cu lac de unghii, totul e aici, se vede pe căniță și în funcție de ceea ce își dorește cineva, primește și darul. E important să cunoaștem pasiunile celor pe care vrem să-i bucurăm, nu? Cu siguranță. Totul a plecat de la ideea că atunci când cauți un cadou, vrei să fie potrivit cu povestea omului pentru care, la care o să ajungă cadoul. Și atunci, cu cât introducem elemente care țin de pasiuni, de ceea ce iubești, de, nu știu, poate are un animăluț preferat, poate are diferite pasiuni, noi putem să le introducem și atunci e 100% că o să mergi pe povestea lui și o să fie un cadou reușit. Cum a început odaia cu podoabe? De unde ți-a venit ideea? Cum ai plecat la drum? Cred că e o poveste lungă de când eram micuță și... Tu o scurtezi așa ca să apucăm să aflăm tot. O spun foarte pe scurt. Mama mea ne-a crescut în stilul ăsta de să fie creativitate mereu, să fie înconjurat de creativitate și am avut pasiunea asta de când eram mică și știam întotdeauna că o să fac ceva creativ, că o să fiu pe ramura asta creativă și atunci am rătăcit puțin prin publicitate... Și până una alta am descoperit că există pastă polimerică, așa se numește, și poți să faci absolut orice strece prin cap și am zis, asta e, așa va fi. Și când ai început efectiv să faci lucrurile astea? În 2019, proiectul a plecat de la albumele mamei mele, i-am mai inspirat să construim afacerea asta. Și între timp am descoperit pasta polimerică și am zis că de ce nu, trebuie să încerc să fac și eu produsele mele. Și ai prins la mijloc cumva 2020, un an minunat pentru cei care au vrut să se dezvolte cu orice până la urmă, a fost o încercare cu siguranță. Cum te-ai descurcat? Ai avut comenzi în 2020? A vrut lumea să facă daruri chiar dacă a fost închisă în casă? A fost o perioadă mai dificilă chiar atunci când a început carantina. Dar ne-a salvat online-ul, cu siguranță, adică a fost 100% de ajutor și după a fost mult mai ok, ne-am remediat și au venit comenzile și tot a revenit la normal ușor, ușor, dar am făcut și noi pasul ăsta spre online mult mai mult, pentru că înainte aveam un magazin în centru și eram puțin demoralizați, pentru că vă dați seama că nu mai era... trafic în magazin, nu s-a mai întâmplat nimic. A fost o încercare, dar uite, din astfel de întâmplări sau din astfel de încercări înveți multe, reușești să te readaptezi la realitate, pentru că până la urmă despre asta vorbim. Spuneai că ați început cu aceste albume de fotografii sau da, pentru fotografii realizate de mama ta. A fost ideea ei, arată foarte interesant, e foarte greu deja, cred că în clipa în care pui fotografii în el devine și mai greu și e foarte, foarte interesant. Cam cât lucrează la un astfel de album? Undeva la, nu știu, 2 zile, cam așa. Lucrează destul de mult. Bine, acesta e și mai voluminos, ce-i drept. Dar cred că un minim este de 8 ore, cam așa.
pentru că e făcut de la zero. Plus, după cum se vede, e și pictat, are și ilustrații pictate. Și totul devine, sau prinde viață, totul prinde viață în clipa în care intră acolo fotografiile cu cel mic în cazul acesta. Cred că e un album potrivit pentru un băiețel. A fost, nu știu, pentru tine un lucru interesant să te modelezi tu însăți după cererile celor care au sunat și au vrut ceva? A fost vreo încercare din asta, vreo... interesantă pentru tine? Nu știai cum să o abordezi, dar până la urmă te-ai descurcat? Cred că asta e cea mai, partea cea mai entuziasmantă în ceea ce facem, pentru că primim mereu idei și sunt mereu idei bune și creative și, nu știu, te provoacă să faci mai mult și întotdeauna am zis da, indiferent de idee și până în cele din urmă a ieșit cumva. Chiar dacă am stat mai mult suplimentar, poate stăteam câte o 8 ore, poate la o căniță, ca să încercăm să facem exact ce a zis, dar tot a fost spre bine. Care a fost pasiunea cel mai greu de arătat pe o căniță? Nu știu dacă neapărat o pasiune greu de arătat, dar... O meserie? Au fost câteva idei foarte năstrușnice. Nu știu, au fost, la un moment dat, ne-a cerut cineva să facem un stup de albine dintr-un borcan reciclat și să fie un fel de felinar. Și a arătat super la sfârșit, adică a fost o idee genială și ne-a plăcut la nebunie să o punem în practică. Și cred că mai fost cănițe când am încercat să le și pictăm, să le și punem și figurine, am încercat tot felul de lucruri noi să vedem cum prind. În perioada asta, de pe 1 martie sau chiar înainte de 1 martie, a fost și Valentine's Day și Ziua Îndrăgostiților. Au fost comenzile faine, inedite, interesante? Cred că asta nu e condiționat neapărat de perioadă, pentru că oameni interesanți și curioși și cu idei năzdrăvani sunt mereu. Da, nu mi-aduc aminte cum neapărat un model anume, dar v-am zis, în tot timpul sunt oameni care au idei foarte faine. La un moment dat ați încercat să completați tot ceea ce se întâmplă în odaia cu podoabe și cu tricouri cu mesaj. Dacă la un moment dat, uite, cănițele transmit un mesaj, vorbesc despre pasiunea pe care o are cineva care își dorește, da, un dar de felul acesta, a venit și ideea de a face tricouri personalizate, tot cu mesaje care vin din suflet, de la cineva drag pentru cineva drag. Și Florin Vărzăr ți s-a alăturat. Salut, Florin! Tu ai preluat-o pe Pufarina și porți și un tricou interesant, multă culoare, lumea preferă să arate ce își dorește, ce simte, ce îi mai trece prin cap pe un tricou. Da, am încercat să facem o personalizare mai diferită prin tehnica de brodare și am achiziționat o mașină care să ne ajute în acest sens. Ideea este destul de simplă, doar modelul în sine îl pui pe, îl programezi pe calculator și apoi mașina creează modelul respectiv, tu îi pui ațele care are nevoie. Doar o mică completare, țin să precizez că proiectul e la început, deci încă nu s-au acumulat foarte multe comenzi pe partea asta de tricouri, dar sperăm din suflet cum să... Noi suntem foarte încrezători, da. Fiind ceva diferit și încercăm să oferim ceva mai deosebit, pentru că acum orice model se poate face, toată lumea are acces, însă personalizarea prin broderie este veșnică. Este foarte veche, este o tehnică. Da, și rămâne și cât ține tricoul, că după aia nu mai e. Am încercat să mergem pe calitate și pe lucruri mai diferite pentru a oferi ceva deosebit clienților. Ce simțiți când vine clientul la voi, când preia darul pe care el l-a gândit într-un fel, dar cu siguranță voi îl oferiți îmbunătățit, aș spune, pentru că trece prin filtrul experienței voastre de acum. Ce simțiți când se uită și se minunează de ce a ieșit? Mie una mi oferă toată energia de care am nevoie într-o zi, indiferent de, nu știu, ce veste proastă aflu, dacă îmi scrie un om și e foarte încântat de ce vede, mi-a schimbat toată ziua. E gândul ăla, da, știu pentru ce fac asta.
Horia am sugerat să facem o magie, ceva să dispară iepurele, n-avem joben, Horia, deci nu putem să facem magii de felul acesta, iar fără pufarina aici chiar n-ar fi la fel. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați primit, succes în ceea ce faceți și să bucurați cât mai mulți oameni. Uite, soarele de afară ne dă bucurie la rândul său și ceea ce găsiți în odaia cu podoabe vă aduce bucurie și, de ce nu, oferiți daruri altfel celor dragi ca să vă țină minte și să le aibă acolo în casă vreme îndelungată. Anca, tu ai fost impresionată de lichen zilele trecute. Uite, ți-am mai dat o idee. Poate rezolvi niște persoane dragi cu cadouri de felul acesta. Da, mulțumim frumos, Laura. Salutări invitațiilor tăi și mai ales pufarinei. Dragi domni, să știți că Laura are dreptate. Fiți atenți la cadourile personalizate. Asta înseamnă că ați ascultat femeile atunci când ele făceau taca, 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 taca. Revenind în studioul nostru aici la Regiunea în Obiectiv, invitatul meu este Ciprian Iftimoaie, e directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași. Înainte să mergem la Laura, ne povestați de nou născuți. Aș vrea să ne vorbiți puțin și despre căsătorii. Cum au fost în 2020? Mai au curaj oamenii să se căsătorească? Toate fenomenele demografice, aici vorbim și de natalitate și de mortalitate și de nupțialitate, numărul de căsătorii înregistrate într-un an calendaristic sau divorțialitate, au fost afectate de această pandemie de COVID-19 și numărul de căsătorii a scăzut în anul 2020 față de anul 2019. În 2020, la nivelul județului Iași, am înregistrat un număr de 4.029 de căsătorii, pe când în 2019 am avut un număr de căsătorii de 6.691, deci un minus de 2.662 de căsătorii. În ceea ce privește divorțurile, în anul 2020 am avut 1.028 de divorțuri. Mai mult, mai puțin față de mai puțin decât în 2019, când am avut 1.109 divorțuri, deci mai puțin cu 81 de divorțuri, ceea ce înseamnă că... Interesant, adică s-au împăcat, au stat în casă în perioada de urgență, în starea de urgență. Vom vedea consecințele, să spunem așa, sociopsihologice, care ele se acumulează în timp. Deci oamenii au ezitat să încheie căsătorie în anul trecut și datorită restricțiilor impuse de această criză pandemică, de distanțare fizică, restricții la domiciliu, de a circula, de a se întruni în grupuri mai mari de 20 de persoane. În perioada de situații de urgență, aceste lucruri chiar au fost interzise și în situația de alertă care se prelungește, iată și în momentul de față, restricțiile s-au păstrat. Deci numărul de căsătorii încheiate a scăzut, cum am spus, la fel și divorțurile, însă organismele internaționale, sunt fundații, institute de cercetare sociologică și chiar Institutul de Cercetare a Calității Vieții din România a semnalat faptul că pe fondul acestei pandemii și a restricțiilor impuse la domiciliu a crescut foarte mult numărul de violențe domestice, precum și anumite fenomene, cum ar fi anxietatea, da, depresia, chiar și numărul de sinucidere a crescut. Din semnalele pe care le primim cu toții, chiar și la Institutul de Psihiatrie Socola, s-au înregistrat un număr mai mare de pacienți care s-au adresat în această perioadă cu boli psihice. E clar că toată această situație afectează, impusă de pandemie, a tensionat foarte mult viața de familie, din cuplu. Oamenii s-au confruntat nu numai cu restricțiile acestea de deplasare, ci și cu munca online, ceea ce a presupus și copiii au trecut în mediul online și părinții au trebuit să preia multe din sarcinile educaționale, de petrecerea timpului, care anterior pandemie erau asumate, derulate prin intermediul școlii, a instituției școlare. Deci toate acestea au
supra-solicitat, dacă putem spune așa, munca în cadrul gospodării și pe termen mediu și lung vor conduce la anumite probleme de ordin social-psihic. Important de precizat că toate aceste cifre și aceste procente pe care dumneavoastră ni le spuneți se traduc într-un fel, adică vom vedea poate pe termen lung consecințele a ceea ce se întâmplă astăzi. Populație îmbătrânită, mai puțin nou-născuți. Iașu este un județ cu populația cea mai tânără din Moldova, da, din regiunea de nord-est, și acest lucru poate fi pus pe seama și a faptului că, cum spuneam, până de curând noi am avut un spor natural pozitiv, da? Un număr mai mare de născuți vii așa decât decese. Să dea, domnul. Și de asemenea îl putem pune pe seama fenomenului migratoriu, migrația din celelalte județe. Sunt tineri care vin din județele învecinate, Vaslui, Botoșani, Neamț, Bacău, la studii în Iași. Și ulterior, atrași de oportunitățile de muncă din județul Iași, mai ales municipiul Iași și zona metropolitană, care este mult mai dezvoltat decât celelalte județe din Moldova. PIB-ul pe cap de locuitor în Iași este dublu cât în Vaslui sau Neamț, odată și jumătate cât Bacău și Suceava. Și cum spuneam, datorită acestor oportunități profesionale, educaționale, dar și culturale, Iașu e un oraș academic cu universitate, teatru, operă. Alex, să-și întemeieze o familie aici. Aici și foarte mulți rămân aici, îi vedem în cartierele noi apărute, în zonele acestea urbanizate din comunele limitrofe ale Iașului, foarte multe mașini cu numere de matriculare din celelalte județe, care s-au stabilit aici și normal că populația a crescut, dar mai este și o creștere pe care trebuie să o punem pe seama cetățenilor din Republica Moldova care vin în județul Iași, unii și în Vaslui, Galați, în număr foarte mare, dobândesc cetățenie română, o parte dintre ei rămân aici, dar cea mai mare parte migrează spre alte țări din Occident în căutarea oportunităților, a condițiilor mai bune de trai, a calității vieții. Aș vrea să ne oferiți câteva detalii și despre mortalitate și dacă asociem mortalitatea din 2020 cu această pandemie, cu COVID. În luna octombrie am semnat un articol apărut și în presa locală, am scris și în presa centrală pe seama mortalității, mai ales pe cauze de deces. Și până în luna octombrie am fost surprins să constat că, de exemplu, în județul Iași, numărul de deceze nu era foarte mare față de anul 2019, era cu mai mult de 64 de decese. Mortalitatea fiind, când am scris eu articolul în octombrie 2020, datele le aveam până inclusiv luna septembrie. Însă, în lunile octombrie, noiembrie și decembrie, mortalitatea a crescut destul de mult. În anul 2020, pe tot anul, am avut un număr de 9.990 de decese, față de 8.995 de decese în anul 2019, ceea ce înseamnă cu 995 de persoane decedate mai mult față de anul trecut. M-am uitat și pe decesele care sunt raportate din cauzate de infecția aceasta de COVID. Nu am găsit numărul deceselor până în decembrie ca să scad exact pentru perioada aceasta, anul 2020. În momentul de față am văzut că sunt înregistrate în județul Iași un număr de 596 de decese, dar însemnând tot anul 2020 plus luna ianuarie și februarie. Să spunem că până în decembrie au fost un număr de 500, mai puțin de 500 de decese, deci din 995, dacă scădem 500 de decese, să spunem, puse pe seama infecție cu COVID-19, dar nu exclusiv, ci și altor comorbidități, pentru că persoanele am văzut care au decedat, au mai avut și alte boli, rezultă o diferență de 400 de persoane, pe care eu aș putea să o explic, ținând cont și de anumite afirmații, analize făcute de medici, specialiști, apărute și mass media, că multe persoane, din teama infectării cu COVID-19, nu au mai accesat serviciile medicale de specialitate în anul trecut, 2020. Deci, văzând că au fost multe focare în spitalele... Într-adevăr, așa e.
Așa este. Nu s-au mai adresat medicului, nu au mai fost la controle medicale, mai ales persoanele vârstnice, având tot felul de probleme medicale, comorbidități, și acest lucru a influențat decesele. Am văzut chiar apel din partea unor medici care au solicitat ca, ținând cont de faptul că populația se vaccinează în această perioadă și totuși mortalitatea și numărul de infectări a scăzut în aceste prime luni ale anului în curs, ca tot sistemul medical, spitalele, să regândească circuitul acesta de adresabilitate a pacienților, astfel încât și alții pacienți să aibă un acces mult mai facil la serviciile medicale. Vă invit în minutele următoare să aducem o pată de cloare în viețile noastre după aceste informații atât de negre. Și mergem chiar acum la Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova, pentru că până pe data de 14 martie puteți vizita acolo o expoziție cât se poate de frumoasă, expoziția temporară ce poartă numele de Citadela Naivilor, Bădiță Ioan. Evenimentul marchează 60 de ani de la prima expoziție a pictorului naiv Ioan Măric din Lungani, județul Bacău. Haideți să vedem și noi despre ce este vorba. Pictorul naiv Ioan Măric expune pe simezele ieșene 83 de lucrări inspirate din universul satului românesc într-o cromatică diversă. În lucrările sale sunt prezentate peisaje și evenimente ale vieții satului, personaje în port tradițional. Este a doua oară când viu cu expoziție personală. Când eram student, am fost cu expoziție tot personală. Acum, sunt un zeze un cotoi mai bătrân, a venit o expoziție aniversară și nu ori când se poate face, nu poți să știi, când asta e la 60 de ani, o expoziție foarte frumoasă. Și se cunoaște trecerea mea, etapa mea, viața mea în tablourile mele. E greu de a lucra cu personaje din îmbrăți și mai ușor de a face un peisaj sau orice, dar de a face o compoziție cu personaje, să încadrezi tot satul într-o lucrare este foarte greu. Și la fiecare personaj care este, una că trebuie să dai mișcare, dar sunt de la tineți până la bătrânețe. Eu, unul care îmi predau acum la bunicuțe, că sunt străbunic, ne reîntoarcem înapoi în copilărie, în traistea cu amintiri și ne luăm din amintirile noastre din copilărie și dăm viață personajă. Este mai ușor acum să te reîntoarci decât să... Și noi unii ne-am dus și am luat, cum spun, din obiceiul dat din zona respectivă. Eu am colindat în taburi naționale și internaționale și m-am inspirat de la locul respectiv, dar am dat viață personajul de la mine, din satul Lungani, Bacău, Mărgineni. Autorul, cu 6 decenii în slujba artei naive, și-a găsit și discipoli în Bacău, unde activează în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii. Evoluția dumnealui este evoluție pozitivă. Redă realitatea cu care se confruntă lumea la țară și chiar lumea în diferite situații. El, chiar dacă a făcut o facultate, pedagogia artelor, nu înseamnă că și-a pierdut acel spirit de pictor naiv. Deci el este în continuare cel mai important la ora actuală ca pictor naiv. El cred că va da mai departe ștafeta pentru ceilalți discipoli. El este într-adevăr un maestru al artei naive, este foarte important și cunoscut peste hotare, cu foarte multe premii, este un foarte bun pedagog, este profesor la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, unde ne onorează de vreo 5 ani și considerăm că merită într-adevăr un titlu onorabil în continuare. Lumea sa este interesantă pentru că în ultimul timp merge și pe niște probleme de compoziție mai rafinate, cu personaje multe, ce-i drept, dar o să observați că în mijlocul lor există un centru de interes care este fie prin autoportretul său sau a lui și a doamnei, sau a mirilor,
sau a nașilor. O lume, vă spun, care fascinează nu numai pe mine, ci pe toată lumea, pentru că, nu întâmplător, are un succes enorm la public, dar și o vitalitate extraordinară. Când era student, în 4 ore, el făcea cât ceilalți studenți într-o lună. Și cum să-i atrage atenția că nu face desen, sau când el are lumea lui și această lume este frumos să rămână așa, pentru că prin asta trăim și noi. Tristețea este că vin generații care nu mai au, eu știu, de a face cu lumea aceasta a satului, de aici și o indiferență față de arta naivă, dar cei care simt cu adevărat arta, să știți că nu poate să treacă cu vederea astfel de lucrări și astfel de manifestări. Oricum, este ca o iconografie a artei naive, iar el este șef de trib, de ce să nu recunoaștem în toată povestea aceasta artei naive. Dacă la prima vedere sunt culori contrastante, culori despre care nu știa Neamăric că e contrast complementarilor sau, dar genetic fiecare din noi simțim acest lucru și el le-a pus pe pânză exact așa cum a simțit. V-am spus, compoziții cu multe personaje, uluitoare sunt și fiecare are povestea sa, o poveste fascinantă, o poveste pentru copii. Acesta este primul eveniment din cadrul proiectului Citadela Naivilor, care se derulează pe parcursul anului 2021 și care cuprinde prezentarea celor mai importanți pictori naivi din România. Mi se pare că rolul muzeilor etnografice, și sunt câteva în țară, care dincolo de faptul că își valorifică propriile colecții, ar trebui să dea șansa, și noi asta vrem să facem, a unor creatori pe care îi considerăm reprezentativi. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul de Etnografie al Moldovei de la Palatul Culturii din Iași până pe 14 martie. Da, ne-am întors în direct la Regiunea în Obiectiv și îmi place să cred că nivelul de artă dintr-o comunitate vorbește și despre calitatea vieții din comunitatea respectivă. Mă întorc la invitatul meu, Ciprian Iftimoi, directorul adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași. Și apropo de calitatea vieții, vreau să ne oferiți câteva aspecte despre calitatea vieții în orașul Iași și în această regiune a Moldovei. Suntem săraci sau nu suntem săraci? Da, pe scurt, calitatea vieții definește nivelul de trai, condițiile de care beneficiază populația, însemnând venituri, cheltuielile pe care le fac, aspecte legate de locuire, de accesul la, cum spuneați, la cultură, educație, și acestea fac parte și definesc calitatea vieții. La întrebarea dumneavoastră cât de săraci suntem, Institutul Național de Statistică vine cu un răspuns bazat pe o anchetă, se numește Ancheta Calității Vieții, desfășurată anual pe un eșantior de 10.000 de gospodării la nivel național. Practic, operatorii statistici merg în aceste gospodării și pe baza tabletelor electronice culeg informații cu privire la veniturile populației. Imaginați-vă că noi culegem aceste informații și construim o serie statistică, da, însemnând de la cel mai mic venit până la cel mai mare, da? Pentru a defini pragul de sărăcie, folosim un indicator al tendinței centrale, noi îi spunem mediană. El taie seria statistică în 2 jumătăți egale. Și pragul de sărăcie se stabilește la 60% din valoarea medianei pe venitul pe adult echivalent. Ca să fiu mai concret, pragul de sărăcie la nivelul anului 2019 a fost de 890 de lei pe un adult. Și ceea ce înseamnă că toate persoanele care obțin mai puțin de această sumă se situează sub pragul de sărăcie. Ca să vorbim și în procente, așa cum ne-ați propus la începutul emisiunii,
La nivel național, rata sărăciei a fost de 23,8%. Ca să avem așa o comparație cu evoluția acestui indicator, când am intrat în Uniunea Europeană în 2007, rata sărăciei era undeva la 24,7%. Deci timp de mai bine de 10 ani, când am aprofundat acest proces de integrare europeană, din păcate constatăm că sărăcia nu a scăzut în România. Când spun că aproape 24% dintre români sunt săraci, înseamnă că unul din 5 persoane sunt sărace. Da. Cel mai grav mi se pare faptul că 15,3% din salariații români, cei care muncesc pe bază de contract, sunt săraci. Iar sărăcia este o cauză determinantă a migrației externe. Migrația externă în România este un fenomen sociodemografic puternic condiționat economic. Oamenii pleacă pentru o viață mai bună. Plecând populație mai ales activă, cu vârste între 15-64 de ani, deci 80% din cei care pleacă în străinătate se recrutează din acest segment de vârstă, avem probleme cu forța de muncă. Aș mai dori să spun ceva despre sărăcie, și anume că avem și regiuni bogate, cum este regiunea de dezvoltare București-Ilfov, și regiuni sărace, cum este regiunea Nord-Est, cea mai săracă, și Oltenia Sud. În regiunea noastră, rata de sărăcie urcă undeva până la 30%. De asemenea, oamenii se confruntă și cu, nu numai cei care lucrează cu astfel de probleme, nivelul inegalităților dintre cetățeni sunt foarte mari. Că tot vorbeam de seria aceasta statistică care pare așa abstractă, dacă am luat veniturile chintilei, înseamnă o cincime din această serie, cei mai bogați din societate și cei mai puțin, cei mai săraci, deci bogații sunt de 8 ori, au veniturile mai mari decât cei mai săraci. Este cel mai mare indice de inegalitate a veniturilor din țările membre ale Uniunii Europene. Și încă ceva, se tot vorbește în spațiu public de faptul că avem un termen care mie ca sociolog nu-mi place absolut deloc, asistați sociale. Numărul de asistați sociali nu este mare și ponderea cheltuielilor sociale în produsul intern brut în România este cea mai mică comparativ cu alte țări europene. Dacă statul nu ar interveni în România prin transferuri de bani, de cheltuieli, care la nivel de teritoriu sunt implementate printr-o serie de măsuri, inclusiv venitul minim garantat, alocații pentru copii de susținere și alte forme de suport, rata sărăciei ar crește la 28%. Eu v-aș întreba, apropo de economie, când simțiți dumneavoastră personal că viața e scumpă? Când mergeți la benzinărie? Când mergeți la alimentară? Unde? Când simțiți acest lucru? Personal, o să vă spun că eu nu simt că viața este scumpă, dar e o situație aparte. M-ați întrebat pe mine personal. Eu lucrez atât la statistică cât și la universitate. Obțin două salarii, dar m-ați întrebat pe mine personal. Însă putem simți cât de mult s-a scumpit viața atunci când achiziționăm bunuri alimentare și am văzut că în ultimul an, în 2020, mai ales pe fondul crizei pandemice, prețurile la unele bunuri alimentare au crescut, cererea a fost mare, mai ales în primele luni de pandemie, iar cea mai mare creștere s-a înregistrat în ultima lună la servicii. Vorbim aici de utilități, gaz, energie, internet, care au crescut cu 2,3% mai mult față de perioada similară a anului trecut. Inflația, deci, nu a crescut foarte mult, dar mai ales prețurile la aceste servicii au crescut în ultima perioadă și aici putem constata anumite modificări. Și pe finalul discuției noastre, în loc de concluzie, să ne prezentați o perspectivă socioeconomică asupra anului acesta, 2021. Anul 2021 va continua să stea sub, să spunem așa, pecetea aceasta nefavorabilă a pandemiei, însă multe activități sperăm să-și reia fluxul cu care am fost obișnuiți anterior. Aici mă refer mai ales la
sectorul turismului și transportului de persoane. Au fost foarte mult afectate. Da, sunt și alte domenii, cum ar fi, mă rog, învățământul, cultura, dar aceste domenii, transporturile și turismul, au fost cele mai afectate. De exemplu, turismul a scăzut cu peste 60% față de anul 2019 și aici mă refer și la numărul de înoptări înregistrat în structurile de primire turistică din județul Iași, de exemplu. Ca cifră de afaceri, în luna decembrie 2020 am avut minus 67% față de luna similară anului 2019. Dați-ne și o veste bună. Și ceva bun și pentru 2021 și efectivul de salariați a scăzut ușor, însă salariul mediu net pe economie a crescut la 3450 de lei, o creștere cu 4,5% față de anul trecut, ceea ce înseamnă că anumite joburi s-au redus, bănuiesc că cel mai mult în sectorul acesta turism și serviciile oferite populației, însă companiile au păstrat forța de muncă, au crescut salariile, șomajul în județul Iași nu a crescut față de anul trecut decât cu 0,1%. Deci avem 3,1% șomaj. Suntem bine, vă mulțumim tare mult pentru aceste informații, pentru toate aceste cifre și procente pe care ni le-ați și tradus și ar fi bine și de acum încolo să ținem cont și de ce spune Direcția Județeană de Statistică Iași când facem politici publice. Vă mulțumim foarte mult de prezență și vă invit să mai rămâneți câteva minute alături de mine, pentru că am spus astăzi, discutăm despre comunicare și diversele ei forme. Vorbim despre cea mai caldă formă de comunicare radio, pentru că alături de noi prin Facebook de data aceasta este Adina Șuhan, cea care ne spune bună dimineața de la Radio Iași. Bună dimineața! Poți să-ți spun bună dimineața la ora asta? Te salut, Adina! Putem să spunem bună dimineața oricând, Ancuța. Îmi pare tare, tare bine că sunt la voi astăzi și vreau să vă aduc așa drag de primăvară și de viață și inima sus să fie mereu, chiar și la ora asta. E foarte bine că suntem împreună astăzi. Vreau să-i salut pe toți telespectatorii tăi, pe toți ascultătorii noștri, pe toată lumea care e cu ochii, cu urechile pe noi, pentru că avem un an în față care va fi foarte harnic, foarte darnic. Adina, când putem să fim cu urechile pe voi? Când vă ascultăm? Și pe ce frecvențe? Tot timpul. Ancuța, 48 de ore din 24. Tot timpul. Suntem și online pe www.radioiași.ro. Suntem pe toate frecvențele noastre din Moldova. Ne aude toată Moldova, ne aude toată țara. Să știi că ascultătorii noștri, cel puțin cei de dimineață, ne scriu din Olanda, din Germania, din America, din toată Europa, suntem auziți peste tot. Sunt românii noștri dragi, uite, și acum sunt cu ochii pe noi, românii noștri dragi, cărora le e dor de acasă și au nevoie să ne audă, să se conecteze cu un eveniment, cu o statistică sau pur și simplu cu dorul care ne impresoară și pe noi în continuu de ei. Ne e dor de ei, da. Cum e viața dimineața la radio și cum a fost toată această perioadă de pandemie pentru radio? S-a schimbat ceva în modul în care comunici cu ascultătorii tăi? S-a schimbat foarte mult. Deci anul ăsta ne-a apropiat atât de tare și uite, mă uitam la ai tăi, echipa ta, pentru că pandemia a fost despre echipă. Echipa ta atât de caldă, oamenii ăștia din spatele scenei, cărora le mulțumesc. Așa e, și eu le mulțumesc. Nu zic niciun nume ca să nu se supere băieții tăi pe mine. Le mulțumesc tuturor, sunteți o echipă așa de frumoasă și să știi că așa am făcut și noi, echipă, din prima zi în care am fost închiși. Din prima zi am început să strângem rândurile, să ne suplecăm în fiecare dimineață mânecile și să ne înarmăm cu răbdare, cu responsabilitate, cu oamenii dragi aproape. Am pierdut, Ancuța, oameni foarte dragi anul trecut, chiar și anul ăsta. Și iar ne-am strâns și ne plângem unii altora pe umăr de amarni, de năprasni. Adina, dar e foarte important că suntem acolo, că am fost acolo pentru ei, pentru ascultători și că sunt acolo inclusiv pentru mine ca ascultător. E așa o siguranță să știu că în fiecare dimineață are cine să-mi spună bună dimineața. Da, e rău astăzi, dar o să trecem și peste asta, o să fie bine, iar muzica ne îndulcește pe toți.
Corect, noi oricum avem cele mai bune playlist-uri auzite vreodată. Muzica asta ne ajută să trecem peste momente, ne îndrăgostește, ne alină, ne ia cu ea în mașină, în autobuz, în tramvai, la piață. Să știi că noi dăm zăpada deoparte, împreună, mergem în grădină, în bucătărie, facem pâine prăjită. Vă putem asculta și, așa e, vă putem asculta și la radio, dar putem intra și pe site-ul vostru. Chiar acum rulau câteva imagini cu site-ul vostru și vă invit să-l accesați, pentru că găsiți informații din regiunea Moldovei, găsiți și emisiuni și interviuri și detalii despre echipa Radio Iași. Da, păi echipa noastră, să știi, avem o echipă atât de sufletistă și suntem acolo unii pentru ceilalți, iar pe www.radioiași.ro aveți la fiecare secundă tot ceea ce e nou la noi și peste tot. Suntem conectați în fiecare secundă cu tot ceea ce se întâmplă. Și bineînțeles că porțile noastre sunt deschise și ale sufletului și ale site-ului și ale online-ului și ale tuturor frecvențelor. Mulțumim frumos, Adina. De la 6 la 10 în fiecare zi, bună dimineața la Radio Iași. Mulțumim, mult succes pe mai departe. Mulțumesc. Să ne vedem cu bine, Așa e, să ne vedem cu bine și să ne auzim cu bine. Dragilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost aproape de noi. Vă mulțumim încă o dată pentru toate aceste procente pe care ni le-ați oferit. Așa cum spuneam, e important să le traducem și să vedem care este impactul lor pe mai departe și pentru calitatea vieții noastre. Vă mulțumim, rămâneți aproape de noi pentru că programele noastre continuă de la ora 18, Telejurnalul Regional, iar pe TVR Iași, important de menționat, iar noi ne vedem miercurea următoare. Toate cele bune!